Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Tatăl adoptiv a abuzat-o sexual, iar mama nu a apărat-o. Știi ce aș face în momentul de față dacă ar fi să fiu Larisa aia mică de 3 ani? Când vine tata să mă ia în brațe, hai la tata și începe să urlă din toți rărunchii. Nu vreau! Autoritățile au, într-adevăr, statistici de ani de zile, dar nimeni nu iese în față să spună băi, stai uleacă, că fetele alea sunt tăiate din cap până în picioare, sunt bătute până aproape de moarte, sunt lăsate inconștiente, li se spaic capetele, li se taie mâinile și așa mai departe. Nimeni nu spune treburile astea. De-aia am ajuns în 2018-2019 să ceai guvernului să mă ucidă. Da, și să-mi donez organele după moarte. Care a fost cel mai negru episod al poveștii tale, referindu-ne la cele 3 răpiri? Faptul că am văzut o fată cu o bară de fier, încinsă, băgată în organele genitale și lăsată să sângereze până dimineață. Și apoi să vină gașca veselă, poc, să o ia pe celofan și să plece. Despre Larisa Butnariu ați mai auzit. Parcă o cunosc de o viață, deși astăzi este pentru prima oară când ne întâlnim. Într-o noapte am descoperit-o, întâmplător sau nu, pe canalul ei de YouTube, povestindu-și necazul. Și nu orice necaz. A fost traficată de 3 ori de indivizi care astăzi umblă nestingheriți în libertate. Cea mai dureroasă parte a poveștii ei a fost când ne-a povestit că tatăl adoptiv a abuzat-o sexual, iar mama nu a apărat-o. Dar ea a rămas puternică, a luptat pentru propria viață, dar și pentru viața celor din jur. Astăzi Larisa este în platoul Spune-mi Cum, haideți să descoperim continuarea poveștii ei. Așa cum v-am promis, dragii mei, Larisa Butnariu este în sfârșit în platoul Spune-mi Cum. Unii dintre voi sunt sigură că o cunoașteți, alții urmează să o descoperiți. Larisa are doar 25 de ani și a trăit lucruri pe care mi-e greu să le ascult. Larisa, îți mulțumesc că ești astăzi aici. Nici nu știi cât mă bucur să te văd face-to-face. Noi am comunicat timp de 2 ani telefonic și am filmat 2 interviuri prin Skype, așa că îți mulțumesc și mă bucur că ești aici astăzi. Ți-am promis de la primul interviu că mai devreme sau mai târziu tot o să ne întâlnim și față în față și trebuia să mă țin de promisiune. Eu îți mulțumesc pentru a 3-a invitație aici la tine. Mă bucur că ești aici. Pentru început nu vreau să fie o întrebare, vreau să ne spui în câteva cuvinte ce este în sufletul tău în acest moment. Curaj. Ambiție și determinare. De unde vin aceste Din lucruri? Din faptul că lupta a început să prindă și contur și culoare. Așa cum am tot spus, în urmă cu 2 ani, mi-a fost dat să cunosc o fată pe YouTube care își povestea necazul. Prea puțini credeau în povestea ei. Acea fată erai tu. Cât de mult s-a schimbat viața ta, Larisa, de la primul nostru interviu? Viața mi-a rămas aceeași, dar m-am schimbat eu și am început să nu mai pun la suflet și să nu mai pese de ce cred alții, odată cu prima viață salvată de acolo. Care era starea ta, Larisa, în perioada aceea, emoțional, fizic, sufletește? Mai e singura chestie care era diferită, era cumulul de frică care urla în mine la momentul respectiv, pentru că eram singură împotriva 9 rețele naționale și internaționale de trafic de persoane și îmi era greu să și vorbesc despre asta, dar mai ales să expun situația cu subiect și predicat. Pentru că în momentul în care scapi de moarte, te gândești cum să faci să fugi de ea, nu să te arunci în brațele ei cu toată disperarea. În urmă cu 2 ani simțeai frică, astăzi simți curaj, dar lucrurile nu s-au rezolvat. Nu este ca și cum ești protejată de cineva,
Nu este ca și cum autoritățile au luat la cunoștință tot ceea ce tu ai sesizat. De unde vine curajul de astăzi? Autoritățile au luat la cunoștință și autoritățile luaseră de mult la cunoștință toate patimile mele. Dar în schimb nu le-a păsat. În schimb, eu am reușit să prind curaj datorită societății care a înțeles în sfârșit că nu-i nimic plăcut acolo. Că nu te duci că vai că-ți place, că vrei bani, că vrei lux, că vrei... Da, nu contest că există și astfel de fete. Dar mai devreme sau mai târziu, chiar și o prostituată benevol ajunge victima traficului. Ceea ce eu am vrut să se înțeleagă din prima, nu este vorba de plăcere. N-am văzut fată căreia să-i placă să schimbe nu știu câte organe masculine într-o singură zi și să zică vai ce bine mi-a fost azi sau ce mult mi-a plăcut azi. Ca să nu mai punem factorul psihologic. Fiecare om e diferit, iar o fată ca mine trebuie să se adapteze la fiecare om în parte. Larisa, în primul interviu îmi povesteai cu durere. Tu ești o fată puternică, dar atunci ai povestit cu lacrimi în ochi cum tatăl tău adoptiv te-a abuzat sexual. Care este relația ta acum, astăzi, cu părinții? Tot timpul când e vorba de povestit, în punctul ăsta mie cumva mi se taie filmul, pentru că nu înțeleg de ce a făcut-o. Nici astăzi nu înțelegi? Nu înțeleg ce l-a determinat să facă treaba asta. Dar, în schimb, în momentul de față, el fiind foarte bolnav, ajungând la vârsta în care, la care își nu mai contează dacă îi se întâmplă ce ar fi trebuit să îi se întâmple atunci, mai vorbesc cu ei când mai merg pe la bunica. Vorbești cu ei. Știu că la un moment dat mi-ai spus că ai purtat o discuție cu el foarte sinceră și deschisă și l-ai întrebat de ce ți-a făcut asta. Da. Ce ți-a răspuns? Era într-o altă epocă a vieții tale. Asta ți-a răspuns? Da. Plângi pentru că îl iubești pe tatăl tău. Tocmai asta te afectează. Plâng pentru că omul pe care l-am iubit cel mai mult în viața asta a fost în stare să-mi fac asta. Despre mamă ce ne poți spune? Nimic. Am iubit-o. În momentul de față îi mulțumesc că de bine de rău am ajuns la 25 de ani cu sau fără ajutorul ei și cam atât. Trist. Mulți nu cred în povestea ta și ești conștientă de asta. Nu cred că ai putea fi o victimă. De ce crezi că nu? Că sunt oameni care ajung să nu creadă victimele traficului de carne vie. Și știm că în România, tu știi cel mai bine, ne vei spune mai târziu cifrele. Din păcate, nu știu cum sunteți și voi ca jurnaliști învățați să vorbiți despre noi. Doar faptul că presa ne vede victimele traficului de carne vie. În momentul în care spui carne vie, efectiv, tu ca om vezi în mine o halcă de porc pe care o iei de la măcelărie iarna. Și nimic mai mult. Asta e primul pas. Mai apoi vorbim de faptul că mass media de-a lungul timpului a promovat oameni care într-un final au ajuns într-un super dosar de prostituție de lux pentru oamenii de afaceri. Și am văzut atunci marea majoritate a fetelor care erau celebre la momentul respectiv în respectivul dosar. Da, și pur și simplu, societatea a luat-o ca atare. Băi, asta e prostituția, pentru că nimeni până la momentul respectiv n-a vorbit de trafic. Autoritățile au, într-adevăr, statistici de ani de zile, dar nimeni nu iese în față să spună, băi, stai uleacă, că fetele alea sunt tăiate din cap până în picioare, sunt bătute până aproape de moarte, sunt lăsate inconștiente, li se spai capetele, li se taie mâinile și așa mai departe. Nimeni nu spune treburile astea. Da, sau dacă le spune, le spune într-un articol de 3 cuvinte și s-a terminat. Păi, viața unui om e formată din 3 cuvinte? Nu. Tu ai fost traficată de 3 ori în perioada în care erai căsătorită și minoră. Să mă corectez dacă ceva nu spun, ok. Cu cine erai căsătorită?
cu primul meu traficant, cel adus în casă după ce am încercat să raportez la autorități abuzurile sexuale la care eram supusă în propria casă. Cu acest bărbat ai și... Doi copii. Ce vârstă aveai, Larisa, când ai fost traficată prima oară? Spre 16. Ce ai înțeles din toată povestea? Că dacă asta? Nu fac bani, bunica moare. Mai și exact? Apoi, mai dacă, exact? Mai exact, dacă eu nu aveam de gând să mă duc să mă culc cu diversi indivizi, individul respectiv era în stare să-i taie gâtul bunicii, după cum mi-a făcut și mie. Și mai apoi, apărând primul copil, fiind obligată să mă mărit de când eram însărcinată, de acum nu mai eram doar eu, era vorba și de un bebeluș care creștea la mine în pântece, ulterior devenind o armă de șantaj pentru el. Anul trecut ai fost din nou abuzată. Vorbim despre aceiași oameni? Vorbim mai exact de cel din 2017. Ești în continuare urmărită și amenințată. De obicei, după anumite evenimente nefericite din viețile noastre, încercăm să găsim acel ceva care ar fi putut schimba situația. Acel ceva datorită căruia nu s-ar fi ajuns acolo. La tine a existat acel ceva care să poată să te ajute să eviți tot ceea ce ai trăit? Autoapărarea, dar nu tocmai în condițiile legale. Adică ar fi trebuit să ajungă în punctul în care să folosesc o armă albă pe care o deținem foarte mult în bucătărie. Pentru că altfel eram un copil contra trei adulți care trebuia să mai aibă grijă și de o bunică bătrână și bolnavă și de un copil aflat în pântece sau un copil abia născut. Dacă ar fi să dăm timpul înapoi de când erai mic copil, îmi dăm seama că încă de atunci ai fost o victimă, pentru că tu ai fost adoptată de oamenii nepotriviți. Știi ce aș face în momentul de față dacă ar fi să fiu Larisa aia mică de 3 ani? Când vine tata să mă ia în brațe, hai la tata și începe să urlă din toți rărunchii. Nu vreau! Atât. Îți oferea afecțiune tatăl tău când da. Erai micuță? Da, tocmai de asta nu înțeleg cum s-a ajuns în extrema cealaltă existenței umane. Crezi că a fost influențat de mama ta adoptivă? Tot ce se poate, cu toate că este un om citit și cult, are uneori un grad de naivitate. Ca oricare dintre noi, de asemenea. Tu știi cel mai bine la ce nivel este traficul de carne vin în România. Raportându-te la ce ți s-a întâmplat ție, Larisa, ce te neliniștește cel mai tare gândindu-te la victimele de astăzi? Faptul că mă uit pe rapoartele Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, în condițiile în care noi suntem scoși pe primele locuri în Europa la trafic de persoane, dar totuși pe respectivele rapoarte apar undeva în câteva sute de victime sub 1000 de câțiva ani. Nu ajungi să fii câțiva la rând pe podiumul unui asemenea fenomen cu câteva sute de victime, niciodată în viață. Dar cel mai tare mă îngrijorează apelurile la 112 și modul în care ni se răspunde și nu numai nouă ca victimele traficului. În general, cum ni se răspunde unui cetățean care are nevoie de o autoritate. E conform cu raportul Comisiei pentru Copiii Dispăruți, în afară de nu căutăm toate răpitele cum îmi aminteam eu, președinta comisiei a spus cu subiect și predicat că exprimarea a fost mult mai dură. Deci omul ăla m-a făcut în toate felurile pentru ce? Că l-am sunat să-i zic, nu vă supărați, sunt victima traficului de persoane cu dosar la activ, cu proces, cu citații,
și am fost răpită și sunt sechestrată. Da? Faptul că nu știam unde sunt, dar mi-aminteam vag, era mai mult decât suficient ca ei să înceapă să mă caute. Exact ca și în cazul Alexandrei de la Caracal. Exact ca în toate dosarele de genul în care vorbim de o victimă apelantă. Da? Nu mai zic, anul trecut m-am confruntat cu o sechestrare, cu viol, cu tentativă de strangulare și cu o mână băgată în atele. Și în prostia mea am zis, luându-mi marjele de eroare și măsurile de siguranță care se impun în asemenea cazuri, mi-am băgat modul urgență în telefon. Da? În momentul în care apez de 3 ori pe butonul deschis-închis, îmi sună, de fapt îmi dă mesaje de SOS. Da, cu locația și cu ce se întâmplă în jurul meu. 113, teoretic, este linia pentru surdomuți. Da? Dar dacă nu ești în registrul surdomuților, nu îți apelează nimeni la urgențe. Trebuie să recunosc că mă depășește un astfel de subiect. Anul trecut ai fost din nou abuzată, bătută. Da. Vorbim despre aceiași oameni? Vorbim mai exact de cel din 2017. Ești în continuare urmărită și amenințată. Cum s-a întâmplat? Pur și simplu, sunam iubitul după ce dusese mâncare la oamenii fără adăpost, el n-a putut să-mi răspundă în secunda aia și pur și simplu, ca de obicei cuțitul la gât, mișcă. Și miști, când ai ce face, știi că riști să mori. Și știi că există riscul ca la capătul celălalt al firului unde ai sunat să mai fie unul și în spatele omului pe care l-ai sunat cu aceleași intenții. Și te-ai supus. Care a fost cel mai negru episod al poveștii tale din, referindu-ne la cele 3 răpiri? Faptul că am văzut o fată cu o bară de fier încinsă, băgată în organele genitale și lăsată să sângereze până dimineață și apoi să vină gașca veselă, poc, să o ia pe celofan și să plece. Știi cam cum mă uit eu la cazurile din Italia de cadavre neidentificate sau cadavre care nu, despre care nu se descoperă cum au ajuns cadavre? Sau Duba. Ne amintim faimoasa Duba cu sticle sparte, cu fete abandonate prinse ai pentinele Italiei. Și aia e altă chestie care mie stă aici. Cum poți rămâne cu mintea limpede după tot ce ai trăit? Cum poți fi Larisa de azi? Cum? Că am mai zis-o de multe ori. Cred că Dumnezeu a vrut să mă ia la el când eram în burta mamei. Am zis că nu, că eu am treabă aici pe pământ. Și Doamne, Doamne, m-a lăsat așa să mă descurc. Și lăsându-mă să mă descurc, lăsându-mă așa ca o frunză în bătaia vântului, am ajuns în punctul în care sunt. Și în punctul în care sunt, chiar îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat șansa să merg înainte, să nu mă las dărâmată. Nu doar că lupți pentru viața ta, tu te zbați pentru victimele traficului uman. Alte victime. Da. Crezi că vei reuși să faci ceva? Nu. Nu la noi în țară. Nu în condițiile astea. Dar încă lupți. Da. N-am de ales. Pentru că în momentul de față să mă reduc la tăcere, ca și cum mi-am semnat sentința, gata, eu subsemnata butnariul Larisa, declar în fața rețelelor XYZ, lie numai pe toate 9, sunt gata să mă, m-am plictisit, am obosit, nu mai vreau. Luați-mă, frate. Asta ar însemna să tac. Pentru ei. De-aia am ajuns în 2018-2019 să ceai guvernului să mă ucidă. Da, și să-mi donez oiganele după moarte. Că la momentul respectiv nu gândeam caz. Ce răspuns ți s-a dat? Nu mi s-a dat niciun răspuns. Dar în schimb am fost trimisă mai departe, am reușit să-mi văd copiii din toate punctele de vedere, am reușit să obțin vizite legale, ceea ce până la momentul respectiv fusese imposibil. Pentru că ăsta a fost scopul și atunci copiii mei.
Trei copii, să menționăm. Ai trei copii. Doi sunt cu vizite, al treilea, când vreau eu, mă duc, îl iau, stau cu el, nu se pune problema. Dar pentru cei doi, bătălia au fost mari dintotdeauna. Pentru că dacă am ajuns, cine sunt azi, am ajuns gândindu-mă că, băi, nu vreau copiii mei nici măcar cu degetele mici să ajungă pe unde am fost eu. Sau să vadă ce am văzut eu. Și nici alți copii. Tatăl copiilor îi vizitează? Tatăl copiilor a renunțat la drepturile părintești. Pe el nu-l interesează. Lui nu-i pasă. Pentru el, copiii au fost doar arme de șantaj, cum sunt toți copiii rezultați din trafic. Da? Cum sunt toți copiii rezultați din violări pe trafic, cum sunt toți copiii născuți în trafic. Pentru că copiii născuți în trafic sunt luați de alte femei și sunt duși la cerșit în timp ce mamele lor trebuie să facă bani în continuare ca să nu fie uciși. Asta pentru cei care condamnă o victimă a traficului și nu știu ce, la ce riscuri sunt expuși copiii unei fete ca mine. Cam auzit-o, vai, dar de ce nu-ți iei copiii? Păi stai, tăte, cum mi-asigui tu pază 24 din 24 la ușă cu agheu? Îmi garantezi tu că să apucă poliția imediat să-mi caute copiii în caz că îmi sunt răpiți de pe stradă? Te ocupi tu ca vehiculă copiii mei să nu trebuiască să stea închiși în casă cum stă mama lor în marea majoritate a zilei? Nu. Păi și atunci știi ce-mi spui mie să mă duc să-mi iau copiii? Dacă tu în locul meu ai semnat până și un act de adopție, doar să nu mai știi de ei. Pentru că cine are impresia că să iubești un copil dintr-un viol este ușor, îl invit să treacă prin violul respectiv și după aia să-mi spună mie, vai, dar de ce vrei pro-avort? De ce ești pro-avort? Nu sunt pro-avort, dar în cazurile de genul cam se impun, pentru că mai suntem și oameni mai slabi. Da? Oameni care nu putem, când ne uităm la copilul rezultat din viol, nu putem să-l iubim. Da? Am avut noroc de faptul că am fost adoptată și din secunda în care am aflat că sunt adoptată, mi-am dorit familia mea, mi-am dorit copiii mei. Da? Și nu mă interesa de viol, de bătăi, de aia nu mă interesează. Sunt copiii mei și iubesc și vreau și mi-i doresc și sunt în stare să fac orice pentru ei. Ce-ți dorești pentru ei? Tot ce-i mai bun. Cum îi vezi în viitor? La cum o văd pe fiic mea, cred că o să fiu sportivă ceva. Iar pe fiicioi meu îl văd. El vrea șofer de tir, vrea polițist, vrea... Se mai gândește până mai crește. Da, are timp să crească. Dar în schimb, ți-am zis, nu vreau să-i văd nici măcar cu degetele mici călcând pe unde am călcat eu. S-a constatat că fetele erau bătute, necate în cadă, drogate, cu mâinile tăiate, bătute cu încăicătoarele de la telefon, tăiate cu cuțitul și așa mai departe. Exact ce spuneam eu înainte, cu mult să-i pese până și presii de fenomen. Ești o mamă extraordinară, Larisa. O mamă luptătoare. Îți amintești acum 2 ani când te-am invitat pentru prima oară la Spune-mi cum? Da. Și m-a întrebat, Antonia, dar ești sigură că vrei să facem asta? Da. Și te-am întrebat de ce? Pentru că tu mi-ai spus că mă vezi o persoană sensibilă, da, și că m-ar da peste cap povestea ta. Dar s-a întâmplat să știi asta. Și n-am greșit. Pentru că tu ești o femeie normală. Tu ești un om normal. N-ai văzut moartea cu ochii, decât la faza cu mașina, cu... Ce, le știi tu toate, le știi pe toate. Da. Te rog. Dar mai departe, în momentul în care am văzut o poză cu tine, am zis că de ce să nenorocesc copilul ăsta? Cu toate că sunt mai mică decât tine, din ce știu. Cu mult mai mică. Dar să vorbim despre tine. Astăzi este despre tine. Să știi că chiar dacă poveștile invitațiilor mei mă emoționează, poate mă dau peste cap, de undeva găsesc putere, iau putere de acolo. Povestea ta este împărțită cumva în 3 episoade. Ești adoptată de oamenii nepotriviți, cred eu, oamenii care numai bine nu ți-au făcut. Ești obligată să te căsătorești cu cel care te-a traficat și mai apoi răpită de 3 ori.
Toate se leagă între ele, nu le putem trata individual. Urma să te întreb ce ar fi putut face diferența. Dar îmi dau seama că de la o vârstă atât de fragedă, tu ești o victimă. O victimă care astăzi luptă pentru alte victime. O victimă care este în continuare amenințată, bătută, abuzată sexual. Și astăzi ești din nou aici, în fața camerelor, vorbești deschis fără perdea. Câte fete fac asta? Câte victime mai fac asta în ziua de azi? Dar tu câte victime crezi că poate suporte ce suport eu din partea societății? După ce vorbesc de moarte, spun că am să fi dat moartea, că aia să-mi vină un nei ca nimeni sau o tante Floarea de la piață să-mi spun: hai, du-te că tu inventezi și că minți. Pentru ce? Când eu știu ce am trăit și ce am văzut, pentru ce să trebuiască să suport umilință? Eu una mi-am asumat-o pentru că, pur și simplu, poate sunt egoistă când am ales activismul, antitrafic mai ales. Poate e dorința mea egoistă de a trăi și atât. Dar totuși până și din egoismul ăsta, că mi s-a spus că tu ești egoistă, că tu de-aia faci asta, că ești egoistă. Da, sunt egoistă, vreau să trăiesc, dar atâta timp cât vreau să trăiesc, ajutăm pe alții, unde e egoismul? Se numește altruism. Că nici măcar diferența între altruism și egoism nu prea o avem. Da? Poate da, sunt egoistă pe partea pe care, da, vorbesc pentru că dacă aș tace, aș muri. Dar ce vorbesc eu, cumva s-a dovedit de nu știu câte ori în ăștia 2 ani și ceva. Da? În diferite cazuri, scoase la iveală, culmea, de presă, nu de autorități. Da? În care s-a constatat că fetele erau bătute, necate, în cadă, drogate, cu mâinile tăiate, bătute cu încăicătoarele de la telefon, tăiate cu cuțitul și așa mai departe. Da? Exact ce spuneam eu înainte, cu mult să-i pese până și presii de fenomen. Da? Pentru ce s-a riscat? Oricare om normal să riști un anevrism din cauza că vin niște oameni care, cu tot accesul la cultură, că am întâlnit și oameni cu nu știu câte facultăți și super versați și doxați, să zic, las că știu, ți-ai căutat-o, las că știu cum sunt astea ca tine și așa mai departe. Păi, tu-te locul meu, hai, te invit, dar hai în viața mea o zi, dar să ne merești o zi din aia în care eventual îl vezi pe unul din foștii traficanți la colțul pieței, că se uite așa pe după piață, da? Sau vezi unul pe care știi că l-ai văzut într-o situație din aia extremă și ți-ai fi putut salva viața sau măcar restul de neuron intact și n-a făcut-o, sau vezi un fost client, da, care poate au făcut niște chestii cu tine care te-au durut la momentul respectiv și așa mai departe. Poftim, ușa e deschisă, intră în viața mea, stai în viața mea, fă ce fac eu. Și după aia critică-mă, judecă-mă, că n-ai altceva mai bun de făcut. Peste ce nu poți trece. Știu că nu este bine să urăști pe nimeni, dar ți s-au întâmplat prea multe. Pe cine n-ai putea ierta? Pe tata. Dar nu-l urăsc. Nu-l iert, dar nu-l urăsc. I-am zis, pe patul de moarte o să fiu singurul lui copil care o să-i fie alături, dar o să-i fiu alături doar ca să-i spun ce am spus eu, pentru că el anul ăsta nici măcar n-a fost sunat de copiii lui care trăi, mai mari decât mine, toți realizați, toți cu studii, facultăți și toate alea, dar n-a fost sunat nici măcar de unul să-i zică: băi, boșorogule, la mulți ani. Nu, eu din toată sărăcia i-am cumpărat o pijama. Da, și am zis, ți-am zis eu. Relația ta cu frații tăi, care este? Cu frații mei naturali e foarte bună, cu frații adoptivi, cred că am vorbit ultima dată, când era tata la închisoare, sau ceva de genul, prin perioada aia. Le pasă de tot ceea ce ai trăit tu? Nici măcar nu știu dacă știu. Pentru că interesul meu n-a fost nici măcar să-l fac de râs la rudele lui, la prietenii lui, sau mai știu ce, nu. Singura chestie pe care am făcut-o eu a fost să-mi caut dreptatea și să încerc cumva să ies din toată mocirla aia.
da, din tot cumulul ăla de sentimente, frică, moarte și așa mai departe. Pentru că e greu. E greu. Virtualul este confundat cu realul. Și nenea ăla care e traficant și vede, ia clipul tău ca fiind ceva ce tu îți dorești să faci. Vreau să le reamintim celor de acasă că ne amintim frânturi din povestea ta. Larisa a relatat în detaliu povestea ei pe canalul nostru de YouTube. Acolo o puteți găsi și puteți afla povestea ei în întregime. Mă lași fără cuvinte. Ce ai vrea să ne mai spui? Ceva ce ține apărat să ne spui și poate nu te-am întrebat. Când vin la Iași să ducem mâncare la oamenii fără adăpost? Vrei să vin la Iași, da, să te ajut? Da. Am nevoie de voluntari. Deci menționăm că te ocupi de oamenii nevoiași, de unde faci rost de hrană pentru ei? Păi, sunt parte salariul meu, al iubitului meu, mai am câțiva prieteni foarte buni făcuți de-a lungul timpului pe comunitățile din online, așa. Ce mai am? Am și o doamnă profesoară care mă susține enorm, da, în toate demersurile astea, ea fiind odată profesor de istorie, a doua profesor de psihologie, a văzut cumva în mine un potențial cadet, să zic așa, și încearcă să mă ajute pe partea de istorie, îmi povestește de toate femeile care au schimbat istoria de-a lungul timpului, și pe partea de psihologie îmi amintește cât de puternică sunt eu. Chiar la un moment dat ne dăduse o temă foarte drăguță cu ce planuri avem noi pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen lung. Bineînțeles că nu știu cum s-a făcut, dar eu scrisesem că vreau să devin ambasador pentru victimele traficului de persoane la termenul lung. Culmea, într-o oră de psihologie, era întâlnirea cu reprezentanții Parlamentului European și atunci am aflat eu că am fost desemnată ambasador într-o campanie internațională de luptă împotriva traficului de persoane. Și acesta este jobul tău, cu asta te ocupi? Ambasadorul e punctul de voluntariat. Eu una sunt consultant pe probleme de reintegrare pentru copiii veniți din diaspora și doi la mână sunt editorul unui site care se ocupă în mare majoritate cu tot ce înseamnă românii din afară. Adică un mic jurnalist în devenire. Felicitări și să știi că am încredere în tine. Chiar dacă tu ai spus cu câteva minute mai devreme că nu ai nicio speranță pentru tot ceea ce se întâmplă astăzi în rețelele de trafic. Dar totuși eu cred că vei reuși să faci ceva pentru aceste victime, pentru aceste fete, pentru aceste tinere. Da, eu mă refer că nu pot să fac nimic pe linia de autorități specializate pe combatere a traficului. În schimb, pe partea astălaltă, deja pe partea interacțiune cu adolescenții, cu tinerii predispuși, deja o am. Victoria asta am obținut-o. Cu toate că nu am numerele marilor influenceri de pe net, dar în schimb am numerele alea care contează. Copii care își doresc comunicare deschisă. Eu una nu prezint lingerie intimă sau cum se prepară o șaurma, dar în schimb prezint ceea ce riști în momentul în care pui până și un TikTok din ăla cu o melodie din aia de fundal de a vreunui manelist care discută despre trafic și câți bani se fac din prostituție și mai știu eu ce. Da, eu pur și simplu expun, băi, stai, nu e ok. Că uite, virtualul este confundat cu realul. Și nenea ăla care e traficant și vede, ia clipul tău ca fiind ceva ce tu îți dorești să faci. Tu neștiind ce gândește ăla. Eu, din fericire pentru generația de mâine, din păcate pentru mine, știu cum gândesc oamenii care fac parte din asemenea rețele. Și eu zic că pe partea asta de adolescență am reușit să obțin o mică victorie. Pe partea de autorități, acolo n-am nicio șansă.
Cum spuneam, sunt foarte multe victime care nu vorbesc. Chiar dacă au scăpat din infern, tu o faci. Da. Ce te-a salvat pe tine? Adi. Iubitul tău? Da. Cum s-a întâmplat? Pur și simplu, cel puțin în 2018, noi aveam o prietenie foarte strânsă de un an. A fost singura persoană care n-a primit niciun fel de mesaj pe toată perioada dispariției mele. În rest, familie, prieteni, cunoștințe, toți au primit fel de mesaje care mai de care mai urâte. Dar în bucata aia de filaj dinaintea răpirii, nimeni n-a reușit să-și dea seama ce fel de relație am eu cu Adi. Iar în momentul în care Adi a început să scrie mesaje, băi, trebuia să ne vedem. Băi, dar oamenii fără adăpost, ce faci cu ei? Eu și atunci făceam, așa, la nivel mult mai mic, dar o făceam. Băi, de ce nu a răspuns? Băi, stai că nu te-am supărat cu nimic. Măi, fată, n-am pus mâna pe tine, ce s-a întâmplat? El știa în linii foarte largi că eu trecusem prin trafic. Da? Și se gândise că, nu știu, fi pus mâna pe mine într-un mod în care mie mi s-a părut ciudat. O stat săracul, s-a gândit timp de 2 luni jumate cu ce mi-a greșit el mie. În momentul în care eu am scăpat de acolo, este foarte important de știut că telefonul meu a fost amanetat cu împuternicire ca eu să pot să-l scot, ceea ce mie mi-a anulat posibilitatea de a depune plângere penală pentru furt. Asta odată. În momentul în care eu am reușit să scot telefonul ăla din amanet, telefonul meu bâzâia în continuu și singurul om care mi-a dovedit că ține la mine necondiționat a fost Adi. Și cumva trebuie să-i mulțumesc o viață întreagă pentru omul care sunt astăzi. Pentru că eu i-am zis, vreau aia. Păi dacă vrei, fă-o. Dacă ție îți place, fă-o. Dacă te simți bine, continuă. Iar dacă vede că mă simt rău, dacă vede că am o zi din aia în care mă calez doar pe oamenii de genul ți-a plăcut, las că știu eu astea ca tine și așa mai departe, nu, îmi ia dispozitivele din mână, mă lasă să mă calmez, după aia mi le las într-un colț, dar știe că nu pun mâna pe ele decât în momentul în care mă calmez cu adevărat. Pentru că eu am și momente că mi s-a zis, vai, dar e atitudine de golancă, nu, tăticu, e atitudinea de lasă-mă să mă protejez, că nu sunt ok. Da, că am vocea nu știu cum, că asta nu e atitudine de victimă, dar ce-i vrea, să mă pun aici în fund în studio să încep să plâng, cu ce m-ar ajuta pe termen lung? Da, mă ajută că îmi coage rimelul extrem de tare, îmi deschid din nou problemele cu stomacul, mă ustur ochii, mă doare capul și n-am făcut nimic. Oricum, tu ești o fată puternică și demonstrezi asta și îmi dau seama că și mă bucur să aflu că ai pe cineva lângă care poți să fii tu, să-ți permită asta și să-ți dea acea încredere, pentru că cel de lângă tine contează foarte mult și se vede că ai încredere în tine. Eu încă mă mir că am ajuns în punctul în care, în momentul în care am coșmaruri, să nu mai fac în pat, ca să ne dăm seama de intensitatea lucrurilor care mi s-au întâmplat. Hai să vorbim despre motivația ta de a reveni la viață, să spunem, de a deveni un om normal. Ai reînceput școala pentru că ai făcut o pauză foarte lungă, ai întrerupt studiile, să spunem. De 2 ani ești din nou în băncile școlii. Povestește-ne puțin care sunt notele tale, pentru că ai spus, când te-am invitat la interviu, ai spus, Antonia, hai să așteptăm să primești și eu mediile ca să am cu ce mă lăuda, să spunem așa. Păi cea mai mică media mea pe primul semestru a fost 7 la matematică. Semestrul ăsta mi-am dat silința și mai mult și la matematică și am 8. Și în rest sunt de la 8 în sus pe semestrul ăsta și de la 7 în sus pe semestrul trecut. Felicitări! Mulțumesc! Se poate! Care este relația cu colegii, atât cu colegii cât și cu profesorii? Ei îți știu povestea? Ce știu despre tine? Domnul diriginte a fost primul care a luat contact cu mine în varianta reală fără carapace, pentru că știam că mai devreme sau mai târziu trecutul o să vină din urmă, pentru că cei care m-au răpit în 2018 încă au în posesie filmulețul cu individul care urina pe mine. Și eu una m-am mai trezit cu chestiile alea postate pe diverse
conturi de Facebook sau trimise în privat sau mai știu eu ce. Și am zis că decât să ajungă un panou cât gardul școlii cu mine în situația aia și domnul diriginte sau doamna director să nu știe despre treaba asta, mai bine o spun eu de acum din prima, domnul diriginte, uitați, aia, ca să se știe în caz de ceva. Iar colegii au aflat în linii mici la început, dar mai apoi datorită presei. Și eu una pot să zic că nu m-aș fi așteptat vreodată la asemenea susținere din partea lor. Cât de frumos! Da, a ajutat foarte mult faptul că ei m-au cunoscut pe mine întâi ca elev. Uh-huh. Da, și ca elevul la silitor, care bă, dacă ai nevoie de el la 3 dimineața, îți răspunde la 3 dimineața. Da? Fără niciun au fel de problemă. De... Ești contactat? Avem ești... nevoie unii de alții. Pentru că suntem un colectiv foarte unit și fiecare este mai bun decât celălalt la o anumită materie. Cum sunt eu cu matematica și eu poate am nevoie de una dintre colegii, mai ajută-mă și pe mine cu uite, nu știu. Da. Și sora Loade poate e ocupată la momentul respectiv și nu poate să mă ajute. Așa că sun un prieten. Da, și pe mine la fel la materii de tip antreprenorială, desen tehnic, istorie, și pe partea asta, cât mai puțin matematică. Dar totuși stai bine la note. Da. Larisa, ai luptat să duci o viață normală și o faci, dar parcă nu e totul atunci când știi că încă ești urmărită, încă ești amenințată. Poate că, Doamne ferește, mâine ți se poate întâmpla din nou ceva rău. Cum dormi noaptea? Cum pui capul pe pernă? Cum iubitul tău care te iubește și cum poate să se odihnească știind că... Sau, la mine deja e a treia noapte nedormită. Eu una din dorința de a-mi recupera copiii a trebuit să mă mut singură într-un apartament și, na, că DGASPC-ul poate să întrebe și prin vecin cum se comportă aia, petrece ai scandal sau mai știu eu ce. Iar Adi deja s-a obișnuit. Adi deja, pentru el am ajuns să însemn jumătate din el, cum înseamnă el pentru mine. Faptul că el stă până la 1 cu mine pe apeluri video sau apeluri telefonice să se asigure că totul e în regulă. Am avut într-o seară o situație, a sunat interfonul. Erau copiii vecinilor, dar fiind o oră destul de înaintată, m-am speriat. L-am sunat, în câteva minute era la mine. Da? Adică vorbim de niște sacrificii pe care el le-a făcut și le face în continuare. În 2018 eu încă mă mir că am ajuns în punctul în care, în momentul în care am coșmaruri, să nu mai fac în pat. Ca să ne dăm seama de intensitatea lucrurilor care mi s-au întâmplat. Da, un om la 20, 21, 23, 24 de ani nu este normal să facă în pat. Da, decât dacă are anumite probleme destul de grave. Da, cam la nivelul ăsta m-a acceptat Adi. Raportându-ne la traumele pe care le-ai trăit, violuri, obligată să te prostituezi, ți-a fost greu să iubești un bărbat? Să simți iubirea aceea adevărată? Iubirea nu se simte. Iubirea se trăiește. Așa este. Și în momentul în care eu, ca om, sechestrat 2 luni jumătate într-un apartament, am văzut că singurul om care a insistat la infinit, vorbim de 3000 de apeluri și de mesaje, era clar că acolo nu era doar vai de mine, nu mai putea el de mine, prietena cu care bea cafeaua, de parcă nu își putea găsi altă prietenă cu care îți bea cafeaua sau alt om cu care îți bea cafeaua când iese de la sală. Dar nu, el m-a căutat pe mine zi și noapte, zi și noapte, zi și noapte. Că uneori stau să mă gândesc cum, Doamne iartă-mă, cu apeluri la 12, la 1 noaptea nu căzut de pe schel la a doua zi dimineață. Se spune că toți avem câte un înger păzitor. Da. Crezi că Dumnezeu ți l-a trimis pe Adi
Cred că s-au gândit într-un final să-i treacă supărarea că n-am vrut să moi când ai fi trebuit în pântecele mamei și a zis, băi, hai, să-i dau și ei ceva, că o îndura destul și văd că trebuie să facă ceva. De ce ai crede că Dumnezeu îți oferă ție lucruri cuțărâite așa, lucruri bune? Cum îl percepe Dumnezeu? Ca pe un tată protector. Dar totuși, ai putea spune inversul. Nu. Nu spui inversul? Nu. Pentru că atât timp cât el, după toate astea, au reușit să mă fac un mic titan, îmbrăcat în haine militare, așa, înseamnă că am și eu un scop în viața asta. Înseamnă că poate sunt unul, poate iau cum îmi scrie o doamnă foarte des pe Facebook, poate sunt unul din oamenii meniți să schimbe ceva real, să scrie măcar un rând într-o carte de istorie. Și eu cred asta cu tărie, Larisa, să știi. Timpul nostru a expirat, dar vreau să le transmiți urmăritorilor, telespectatorilor noștri un mesaj de suflet. Ce simți tu în acest moment să le transmiți? În afară de mulțumiri sincere pentru fiecare cuvânt frumos și chiar și pentru fiecare critică, în momentul de față, cred că nu prea am ce le transmite, pentru că cine a vrut să mă cunoască dintre voi măritorii voștri, deja a făcut-o. Cine nu, este liber și la voi pe canalul de YouTube și la mine. De mine se dă foarte ușor pe net, adică cine vrea, poate schimba ceva. Am nevoie de voluntari la Oamenii Fără Adăpost. Am nevoie de voluntari care să împrăștie articolele despre trafic. Este nevoie de oameni care să se implice peste tot în România. Cine vrea să o facă, este liber. Și este invitatul meu. Ești specială, Larisa. Ești o luptătoare, ești puternică, ești frumoasă. Și îți mulțumesc că ai fost astăzi aici. Eu îți mulțumesc că m-ai ajutat să mă țin de promisiune. Dragii mei, până nu de mult, Larisa a fost o victimă. Astăzi este o învingătoare. În orice situație te-ai afla, nu uita că limita e cerul și luptă pentru viața ta. La Spunem Cum, poveștile nu se opresc aici. Eu sunt Antonia Fudulu și vă aștept duminica viitoare de la aceeași oră 20 cu subiecte care ți-ar putea schimba viața. Până atunci însă vă doresc zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.